Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi facem o teren verde la piersicul meu, pe care am crezut că o să-l pierd, da? Se pare că el își revine. Ce fac eu acum? Ciup toți anticipații care îmi cresc înăuntru, da? O să fac un video mai rapid, da? Și în același timp voi elimina toate ramurile care nu au rod. De exemplu, asta, vreau să renunț la ea. Din ce cauză? Pentru că, da, se vede cepul, uite, îi dau chiar așa mai rău, îmi crește în gard. De asemenea, vreau să elimin tot ce îmi crește în gardul ăsta. Să ne uităm, să fim atenți, să nu avem vreo piersică, da? Ăsta mi s-a dus în sus. Deci îl mai las, în schimb o elimin pe asta, da? Nu are rost, e și bolnavă, mai am o nidioză de scos din el. Văd că mă atacă iară viespea, uitați-vă, uitați-vă și aici, da? Și atunci, eu nu mai vreau să mai merg spre partea asta, vreau să-l duc către în sus, să încerc în câțiva ani de zile să îl merg pe coroană de din vas, să-l transform în ax, da? De ce vreau să-l transform în ax? Pentru că aici am butoarele astea cu care ud grădina, unul la mână. Și mereu se evapora apa și întotdeauna voi avea boli fungice, da? 2. N-am loc de gard, iar 3. Aici e grădina de zarzavaturi unde îmi trebuie lumină să cresc ceapă și usturoi. În continuare, ciup anticipați. Da? Îi ciup pe toți. Să fiu atent să nu... Atenție, ăsta e de anul trecut, da? Îl las că e posibil aici să am muguri de rod. Ne uităm pe asta. Ideea era să o aplec aici, frumos. E de anul trecut. Uitați-vă ce bine s-a dezvoltat datorită tăierilor. Asta are o piersică pe ea. Reducem și rămâne numai piersica pe ea. Ia să vedem. O conglomerație de afide aici la vârf, am eliminat-o, am pus două benzi, da? Operator, se vede? Da. Două benzi, iar pe cea de deasupra am pus vaselină și văd că acum nu s-au mai urcat pentru că banda după ceva vreme se usucă, da? Bun, aici am vreo piersică, operator, că nu văd, am da. Una aici, da? Și una mai sus. Și una mai sus, da? Și încă una mai sus. Cât de sus? Asta de aici, nu? Și mai e încă una. Și mai e încă una? Puțin mai sus. Încă o palmă. Încă o palmă, da? Cam așa ar veni. Nu vreau nici să-l defoliez prea mult. Da? Ia, așa. Cam așa. Asta am zis că poate cine știe dacă mă hotărăsc, dar nu. Nu mai vreau nici asta. Mai elimiceam prin interior. De undeva din zona asta, operator, de undeva din zona asta, o să-mi genereze un lăstar. Vedeți? Cum a generat ăsta anul trecut. Ăsta la anul trecut. Ăsta. E de anul trecut. Da? Dacă vă vine să credeți cât de frumos a crescut. În continuare voi putea avea și un lăstar pe care să construiesc forma, să transform din formă de vas în formă de ax. Să fiu atent ce fai. După ce am câteva și din alea câteva să reușesc să le dau jos. Da? Hai să mergem pe șarpanta asta. Da? Văd că nu am mai nimic și nici nu vreau să mai formez nimic în ea. Reduc anticipații ăștia. Ăsta nu-l reduc că am o piersică acolo. Din asta
Zisem eu că formez eu ceva. Îl văd că l-am legat, s-a plecat un pic. Trebuie aplicat un an de zile. Și nu-l mai vreau aici în zonă. Așa că o să încerc să-l ridic. Adică o tai pe asta și o las pe cea de deasupra. Da? Repet, până când aici, în zona asta, voi avea un lăstar care să meargă în sus, la cop, și pe el să fac o formă de ax. O să văd ce o să fac. Probabil un fus. O piramidă e așa, dar nu cred că reușesc să fac. Mai dau jos din anticipație ăștia. Aș putea să-l las pe ăsta, să-l fac un multi-ax, să zic. Să clădesc pe ăsta, dar asta e prea slabă să-mi țin. Se va spinteca, da? Și să zic că fac aici odată, acolo odată, da? Și să o reduc pe asta. Da? Să merg pe asta și să renunț la asta de lângă gard. Asta e o creștere de anul trecut, care e vigroasă, e sănătoasă, mi-ar merge în sus, dar tot așa, aceeași poveste lângă gard. Da? Și atunci îi fac eu de acum așa, nu am nicio piersică pe ea, asta aici am o piersică, asta rămâne, da? Și ne orientăm din ori ăsta, da? Se vede? Da. Da? Ia, hai să îl aleg de acum. Să îl aleg, îmi trebuie să meargă cât mai aproape de coroană să nu se spintece, da? Pe ăsta am ceva? Operator n-am nimic. Nu. Gata. Afară. Bun. Și atunci trebuie să-l căutăm pe cel mai bun. Da? Adică pe ăsta. Are deja anticipați și dau direcția asta. Gata, l-am făcut. Ăsta n-am nevoie de el, îl dau jos. Am nevoie de lumină. Bun. Ia, mai fac un pic de curățenie aici. Pentru la anul. Ia, aici ce avem? Nu e, că este preapă. Îl aglomerează. Deci ce fac? Ciup la două. Bă, de cine un pedicam? Tu îmi făceai probleme. Crește în interior. În interior l-am ales pe ăsta să meargă. Am ciupit și pe ăsta. Stai așa să văd. Ia. Acum arată bine? Nu prea arată bine. Ia. Îmi vine soarele, nu-i vă nimic. Asta rămâne așa, că am nevoie de frunze pe el. Asta hai să rămână așa. Momentan. Vedem ulterior ce mai fac din el. Dar uite, îmi place ăsta. Să-l las așa. Și eu, pentru că e înțepat de molie, aș mai avea unul aici. Se vede până aici, Andrei? Nu. Nu se vede, nu? Aș mai avea cu ăsta să-l clădesc aici. A. A, parcă sunt prea apropiate să mă duc pe ăsta, e prea depărtat. Nu. Tot pe ăsta merg. Tot pe ăsta merg cu deschiderea către încoace. Da? Eliminați tot ce e înțepat de aici. Am o șarpantă foarte joasă unde am o piersică. Nu umblu la ea, în sensul că nu e inimă. O las așa. Vedem că a început să se aerisească piersicul nostru. Se văd și piersicile acum. Da? Ia să vedem, ăsta merge încoace, ăsta încoace. Da? Mergem pe ăsta, eliminăm anticipații de acum. Da?
și vreau să-l fac cât mai vertical, pentru că el se sprijină pe asta și vreau cât mai vertical să fie, da? Să nu cumva să se aplice, să nu-i spinteci ori de aici, 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 da? Bun, s-a înțeles și problema asta, da? Sper. Hai să-l ciup pe ăsta, că îmi pare că aș putea construi ceva din el. Cam atât pentru piersicul meu cel mai încercat și cel mai bolnav. Urmează vecinului de acolo. La el am făcut și ceva rări până unde am ajuns, urmează să mă duc sus în vârf acolo, da? Pentru că dacă îl lăsați așa până sus în vârf, riscați să se spintece și nu va mai avea creșteri. Iar ăsta era o epavă, 3 bețe, anul trecut 8 piersici a făcut, dintre care 6 au fost bolnave. Anul ăsta, nici nu mai știu, cred că am 24. Uite, mai am un lăstar aici afectat. Îl eliminăm. O colonie de afide, exact ca și la cel din mai devreme. Uitați-le. Da? Ia uitați ce e aici. Da? Le eliminăm, strângem lăstarii de pe jos. Am făcut curat. Modificăm forma de coroană. E sănătos. Atât timp cât trunchiul e sănătos, reușesc să fac piersii din el. Nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu, să vă abonați, să distribuiți. Vă mulțumesc, la revedere!